Dezertorul de Mihail Sorbul. Ediția specială, ediția specială! Supele pusate înaintează pe toți frontul! Specială! Lumpențele la Vertus, trupele aliate se regrupează! Parcă nici n-ai băgat de seamă ce vremuri trăim, mamă. Stai toată ziua cu ochii în oglindă. Da, știi că ești nostimă. Și ce dacă e război? Ia spune mai bine, Aritiu, maică, nu mai ai un pic de la roșu, de obraz? La ce te gândești și dumneata, mamă? Mame, pune cenușă în cap și ai stat după ușă ca o mironosiță. Da, gândește-te, mamă, prusacii-s de două zile în București. Tremură carnea pe mine gândindu-mă numai la ceasul când vor veni și prin mahalaua noastră. Are decât să vină, doar n-o să ne mănânce. Și te duci în piață? Da. Ți-e frică? Niciodată nu mi-a fost frică. Aha. În tinerețele mele, maică, învârteam cinci dintr-o dată. Uite, așa jucau tontoroil în jurul meu. Madame Casiope, Frau Casiope, mein Herr. Vezi că prusacul din timp de pace nu seamănă cu cel din război. Și ce să-mi facă, maică? Ha? Ia, sunt și eu cu coană, nici prea tânără, nici prea bătrână. Din ce sunt, nimeni nu poate lua. Să poftească careva să se lege de mine că-i trag o gură, să nu se spele nici cu nouă ape. Dacă venea bărbatul meu Silvestru să ne ia de aici, eram și noi scăpați. Silvestru? Ah, maică, maică, cine știe pe unde ar fi putrezi în ciolănașele? Cum poți să vorbești așa? Chiar de ginerele tău? Nu-ți dau voie, auzi. Silvestru nu-i mort. Nu trebuie să fie. Dacă nu-i mort, de ce nu ți-a scris un rândișor măcar? Și apoi iartă-mă. Tot de prima halaua asta o venitără. Care ciung, care olog, care cu delegații, care și pe sumână. Și numai trandafir al tău n-a vrut să dea niciun semn de viață. Te pomenești că și-o fi găsit vreo tereleică pe undeva, că e în stare. Nu-ți dau voie să vorbești așa de soțul meu. Hai, nu mai plânge, fată, nu mai plânge, că ți se usucă ochișorii și ți se zbârcesc obrăjul. Nu mai plânge. Nici ochi, nici obraj. Nu mai vorbi așa, că nu știi ce însemnează să nu-i mai ai. Auzi, știi la ce mă gândesc, Aretio? Mă gândesc ce bine era acu de noi dacă te măritai tu după pofta inimii mele și nu după amitocanului ăla de tactul. Doamne, iartă-mă că-i mort. Mamă. Mamă, mamă. Adică vrei să spui că nu-ți prindea bine dacă în loc de Madame Trandafir te numeai Frau Aretia Schwalbe. Frau Aretia. Ne dădea și ordonanță. De, era să fii nevastă de ofițer. De. Era să fiu nevasta unui spion. Spion. Te pomenești că el a dat foc pulberăriei. Da. Ia mai lăsați-mă în pace cu mofturile astea. Mi-a spus doar Silvestru că avea ordin să-i caute ceartă și să-l gâtuie. Da, da. Asta cu o lună înainte de război, când făcea pe grozavul că era reprezentant în România al unei fabrici de mașini agricole. Zvârlea cu banii și în stânga și în dreapta. Da, o fi precum zici tu, fată, dar acu tot nu ne strica dacă erai nevasta lui Schwalbe. Era mai bine de noi. Da. Ia că. Silvestru al dumitale, bărbățelul dumitale, dacă zici că nu-i mort, de ce nu s-arată, ha? Ce putem face aici două femei? Ne vor bat jocorii dușmanii, fato! Parcă ziceai că nu te temi. De temul nu mă tem, că o viață are omul. Și eu viața mi-am petrecut-o. Dar mă gândesc la tine, dacă Doamne ferește urgindu-i, ai? Silvestre, Silvestre, cum ai lăsat tu fata aici în prăpăr? Nu m-a lăsat Silvestru, ci dumneata. Eu? Silvestru e pe front. N-a avut cum să mă ia de aici. Pe când dumneata... N-aveai decât să pleci, dragă. Singură? Singură. Ți-am spus-o nu odată. Du-te, Aretio. Du-te, maică. Dar eu aici rămân. În casele mele, în lucrușoarele mele. Aici m-am născut, aici te-am născut, aici vreau să mor. Nu-mi las eu casa jafului, ca să bat la ușile străinilor pribegind ca o cerșetoare. Pentru o casă de lepănată și pentru niște mobile învechite mai jertfit pe mine. Bată-te, norocul, fato. Nu ți-o fi plăcând casa și mobilele mele. De ce nu ți-a cumpărat Silvestru trandafir al dumitale mai bune? Că de bine ce te ținea, toată ziulica mi te boceai. Acum ai duși dorul. E bărbatul meu. Da, și ginerele lui tactu. Mitocanul la mitocan a tras. Eu altfel te-am crescut. Te-am dat la pension, între fete de litră. Ce să-ți fac? Dacă ai fost proastă, acu trageți păcatele. Nu-i vorba de asta, mamă. Cu ce a fost, cu aia trăim. E vorba că nu trebuie să rămânem aici. De ce? După război, când mă va întreba Silvestru de ce am rămas în București, eu ce am să răspund? Să ajungem cu viața până mama, atunci. Mama, ce? A intrat cineva în curte. Ia, stai. Ielica, chitaristul. Că știi cum ai speriat. Credeam că mi-a sosit ceasul. Intră, maică.
Hai, vină-o cu acea. Bane, vine inima la loc când vedem un bărbat în casă. Hai, Rică, vină-o cu acea. Sărut, umile, Coana Casiope. Sărut, obrajorii, maică. Sărut, mânușițele, Aretio. Bună ziua, Alica. Ne aduci vești? Vești? Da. Așa. Circulă tramvaie. Ai văzut, Aretio? Circulă tramvaie, iar lumea se plimbă pe calea Victoriei ca în vremurile bune. Da, Coana Casiope, pentru ce te-ai gătit așa? Închipuiește-ți că vrea să se ducă în oraș. În oraș nu se poate să nu faci una ca asta. Nu, Coana, nu, că mici soldații, n-amici. Așa am spus și eu. Da, nici n-am să mor de foame. Nu, să nu faci asta. O crezi? Avem de mâncare în casă pe 3 zile. Da, așa a fost ea întotdeauna. Îi place să știe și să vadă toate ce. Ba, oi muri ca o proastă. Și la dreptul vorbind, îmi este mai urât să stau în casa asta înfundată decât pe stradă între oameni. La nevoie țipi. Are cine să te auză. Cine să te audă? Pe când aici te înghesuie cum vrea. Și n-are cine să-ți dea o mână de ajutor. De aici nici n-ai pe unde să fugi, nici n-ai unde să te ascunzi. Hai că am plecat. Auzi, Rica, mai da. Așteaptă-mă până mă întorc. Aretie este urât să stea singură. Da, nici vorba, sigur. Și mie mi este urât acasă. Așa, maică. Vă mai încurajați. Da. Cu un gând m-aș duce, cu o mie nu. Fii cu minte, mamă. Ei, firara dracului de prusaș. Dar să știu că mor și tot îmi fac gustul. Alevoară. Aretie, la ce te gândești? Crezi că mă mai gândesc la ceva? Creierii mi-au înghețat, sângele mi se încheagă în vine. Și mie mi-e frică. Vezi? Dacă am ieșit zilele astea din casă, e pentru că am vrut să vin la tine să văd ce mai faci. Dar, soru, ta, de ce nu mai vine pe la mine? Soru mea... E frică și dânsii să iasă din casă? Soru mea, da. După felul cum vorbești, s-ar părea că nu vrea să mai vină pe la mine? Nu vine fiindcă... E supărată pe mine? E bolnavă? A plecat în refugiu de frica dușmanilor. A plecat? Când a plecat? A plecat împreună cu mama. Le-a luat cu brișca fratele nostru Mitru. Au pornit pe drumul urzicenilor. Știi de ce nu mi-ai dat de veste, Lica? Păi când... Puteau să mă ia cu dârșii. Aș fi fost și eu scăpată. Departe de dușmani. Aproape de Silvestru. De ce nu mi-ai dat de vest? Uite, nici tu nu mi-ai fost prieten. Cu toții m-ați vândut. Aretio, dragă, lasă-mă. Eu n-am avut vreme să te vestesc, înțelegi? Nenea Mitru le-a ridicat așa cu zorul că n-au putut să ia nimic cu dânsile, dar absolut nimic. Oricum trebuia să mă vestiți. Plecam cum m-aș fi găsit, cu picioarele goale și în cămașă. Stai dreptate, tu... Nu trebuia să mă uiți. Trebuia să le spun. Eu le-am spus-o de zeci de ori, le-am spus-o, nu o dată. Se vede însă că le-a fost teamă să nu-i întârzi, să nu le îngreurez brică. Eu știu ce-o fi fost. Le-ai spus și n-au vrut? Dacă am văzut așa atunci, n-am mai vrut nici eu să plec. Și ei atât au așteptat. Au dat bici cailor și m-au lăsat. Sigur că erau foarte bucuroși că au scăpat de o povară, de, mă rog, de un beteag. Rău ai făcut, Lică. Dar că n-am plecat și în refugiu. Și că n-ai plecat și că nu mi-ai spus. Așa ori fi plecat mulți vecini de-ai noștri. Mulți, Aretio, mulți. Și să știi, așa pe neașteptatele și pe ascunsele au plecat. Cât despre băcanul din colț, ce să-ți mai spun? Ce-a făcut? Și-a lăsat nevasta, copiii, fără să le spuie măcar o vorbă. A luat așa toți banii din Teșghea și s-a agățat de ultimul tren. L-a bătut neaguță pe peron, cum îmbrâncea femeile, ca să-și facă loc într-un vagon cu porci. Lasă, ce să mă... Aretio... Nu vrei să-ți cânt ceva? Cânte când trebuie mie acum. Vezi, Lică, adineauri ți-am spus că nu mai pot gândi. Uite acum mă gândesc. La ce te gândești, Aretio? Mă gândesc la cele ce îmi spuneai despre băcanul din colț și la bietul Silvestru al meu. Unul din ei, fără frică de pedeapsă, poate să-și lase femeia și copiii în voia soartei, iar celălalt nu poate să-și ia familia și să o pui la adăpost. Dacă toate pe pământul ăsta ar fi ticluite pe sfânta dreptate, nici eu n-aș fi fost șchiop și nici lumea de astăzi nu se mai războia. Ce? Ce sunt? N-ai auzit? Ba da, sunt pași de soldat. Am auzit. Du-te la fereastră și uite-te de acolo. Auzi, te apropii cineva, nu? Alția! Te-ai știa, Alția, cine e? Te-ai știi cine e? Te... Tu, Silvestre, visezi sau ești aeve? Ce e cu ăsta aici în casă? Ce e cu ăsta aici în casă? Unde-i măta?
Aici? Bine, am înțeles. Malică, bine, mă... Bine ai sosit? Bine am sosit, dar prost am picat, ai? Ce-i, nene? Ia cată-ți tu un loc pe unde să speli putina, că la ușă eu fac moarte de om. De ce, nene? Ce-i cu mine? Eu cu tine n-am nimic, dar tu... Nu știu ce ai tu cu nevastă mea. La ce te gândești, Silvestre? La ce te-ai gândit dumneata, Aretio? Dar pentru asta n-om răfui noi mai pe urmă. Ia zi, mălică, tot aici ești? De la ușă, nene, se poate și să... Nu, că pe ușă ies oamenii cum să cade, mă, nu vor face. Pe fereastră, mișcă-te! Nu-i frumos, nene, Silvestru, pentru bună sosire să-mi faci mie una ca asta. Adică nu te tocmi cu mine, mă, că scuip sânge, mă. Fă-i pe plac, Lică. Dacă zici dumneata, da. Dacă zic eu și nu altcineva. Hai, Lică, pe fereastră, Lică. Dacă zici dumneata, vreau să spun. Asta vreau să spun. Acum, Aretio, închide fereastră. Nu e întâia oară când îmi faci una ca asta. Da, astăzi când te așteptam ca pe minune. Nu ți-am dat voie să vorbești. Ia dreacu să fie de cartușire și de rănită și de armă. Ia, hai, atârnă mantaua asta în cuie de pe ușă. Și acum ia vină încoace. Ia uite-te la mine tu, Aretiu, ha? Ia spune tu mie, Aretiu, de ce ai rămas, Aretiu, în București? De ce nu te boci, că nu-i vremea de așa ceva și lea? Răspunde-mi tu scurt, fără să te smăicări. De ce? Ia zi, de n-am ce? N-am nimeni să mai fie. Ia auzi. Toți ne-au părut simțile. Prevremurile astea fiecare se gândește numai pentru sine. Dacă te gândești și tu, luai pe măta și vă cărăbăneți. Mama n-a vrut să plece. Ia auzi. A, da, uitasem că mătiți, dragi prusacii. Dar trebuia să o lași, Aretio, să o lași. Și ca o femeie cinstită ce te pretandai, plecai cum putești. Tu chit că murai de foame sau un înțepeneai de fric în cine știe ce răpă. Și atunci când eu sosea mai și le știe cum și te găseam plecată, îmi ziceam și eu, bravo, bravo, bă, trandafire, om ai fost, că ai știut să-ți alegi femeie. Nu-ți mai rămâne decât să mori și tu. Făcută-i așa cu coana, ha? Ia zi, de ce-ai rămas în București, Aretiu? Ai, nu mai boci! Se încrâncenă bărbații în lupte aprige, se încrucișează urgia cerului cu fără de legile pământului și femeile cugetă tot la dea. De ce-ai rămas în București, Aretiu? Te așteptam! De ce-ai rămas? Lupt prin apropierea Bucureștilor? Nădăjduiam că într-o zi vei veni precum ai și venit. Dar dacă muream, Aretio, dacă nu mai puteam veni. Băi, eu sunt ostaș, Aretio, și ca să viu aici, spre-am luat de pe inimă. Ofu, că n-ai rămas în București, am dezertat, Aretio, am dezertat, m-auzi? Dar se putea să nu viu, a? Ce nădejde-ți mai puneai tu atunci? Nu cumva ți-ai adus aminte că pe vremuri erai să-ți dai coatele cu șpionul ăla? Dacă nu-l goneai pe Lică cum l-ai gonit, ți-ar fi spus cum m-am rugat de toți vecinii să mă ia și pe mine. Și cum toți până și ai lui au fugit hoțește fără să mă vestească. Asta că vom vedea, nu-i vom vedea. Deocamdată dăm să mănânc. Să-ți fac niște jumări. Nu! Mâncare de ce? O bucată de brânz, o murătură și o baltă vin. De ce să nu-ți încălzesc puțină mâncare? Că ce spun, Aretiu? Îndată. Da. Doamne, cum trece vremea. Cum trece vremea. Ia, Silvestre, mănâncă. Și acum? Ce te uiți așa la mine? Ce vrei să fac altceva? Nu te-am văzut de atâta vreme. Crezi că de asta am venit aici? Hai, fă-ți bocceaua, madame, că ne prind dușmanii. Plecăm? Da, poți să ții și așternutul. Ne-a ciupit un căruță. Hai, ești gata? Știam că n-ai să mă lași în mâinile dușmanului. Fac repede din așternutul patului o bocceaia, iau niște rufe și roții. Mai lasă-i și mătinii, zică zestre, că poate s-o barita după vreun chior de prusac. Atât ajunge? Bagă-le în cufăr și acum ia vezi de mâncare. Asta ne ține pe drum. Iar repede un coș cu merinde și o damigeană cu vin. Coșul ăsta stă pregătit de o săptămână, Silvestre. Nici mama nu știe de dânsul. Te așteptam doar să vin. Hai, ia-ți haina. Ciupitul când vine? Dacă am întârziat, trebuia să dau o fugă pe la dânsul, da. Mi se pare că aș fi venit, asta-i. De mama. Apoi m-a găsit în toane bune. Aoleu, maică! A venit-o, Silvestru! Aoleu, mamă, Casiope, o să cam avem de furcă, nu să știi. Nu vorbi așa, maică, și lasă-mă să te privesc. Cum ai slăbit-o?
Silvestre, maică, cum te-au prăpădit dușmanii. Hai să te pupu, măi, hai să te pup, că mort ai fost și ai înviat. A, mai fi crezut tu mortul, a? Să mor dacă nu te-am crezut. Mi-ai și făcut-o parastasul, a? Ți-aș fi făcut-o, maică, dar nu m-a lăsat Aretie. Vezi că Aretie e cu minte, dar dumneata tot belalie ai rămas să faci bine să nu mă mai bocești, că ne stricăm la ceapă. Aoleu, maică, dar geaba ai mai trecut prin gloanțe, că tot hapsân ai rămas. Te pomenești că și Aretie ai făcut vreun tamazlâc. Mie nu mi-a făcut nimic. Bă, că era să o iau de coc, am găsit-o cu Lică la un taifas în timp. Vai de mine! Dar lui Lică, ce ai făcut tu? Piele groasă! L-am făcut să iasă pe fereastră, că doar și-o rupe și celălalt picior, ca să stea acasă liniștită. Păi da, au căzut la București, ca nebunișii ai noștri de prea mult bine. Bine, adu-mi repede paltonul și căciul Aretie. Pentru? Păi să mă aduc pe Ciupitu. Dar cu Ciupitu ce mai ai? Să ne ia cu căruța lui. Pe unde? Pe cum unde, femeie? În lumea privecilor. Ce? Nu vezi cufele și boccelele? Va să zic că pe mine mă lăsați plocon dușmanului. Dar ce-ți pasă, n-ai zis că rămâi? Bine v-ați gândit, dar cam târziu, trandafire. Din clipa asta nu mai echip să ieși pe nicio barieră. Ia, îi auzi? Da. Ce-ai auzit? Patrulă. O patrulă. Aia câți fudul de ăștia am văzut eu mâncând pământul la viața mea. Unde mi-e băta? Dă băta. Ui, Silvestre, ar fi mai bine să nu mai ieși, Silvestre. Și cu plecarea cum rămâne? Oricum, până se mai îndepărtează. Ai, iure, acum cu baltonul ăsta civil nu mai sunt meretar. Ia un malagiu pașnic și apoi nu sunt singură. Vine acum și cu Ciupitul și... Și pe mine mă lăsați aici, Aretie? Nimeni nu te lasă, mamă. Dumneata vrei să rămân. Așadar singură? Alal de fată. Apoi să nu-mi blestem pântecul ăsta. Vino cu noi, mamă. Unde? Nu ne-or îndrepta ochii și păcatele noastre neispășite. Eu sunt jet-beget bucureșteancă și nu venetică. Aici rămân. Ai vrea să pleci și nu te înduri. Asta s-o știi. Eu una nu mă îndur de o casă învechită și tu te lepezi de maică ta. Vorbești cu nedreptate, mamă. Dreptate e de partea ta și a lui Silvestru al tău. Vă doresc să scăpați la un liman, dar la o pace să nu vă gândiți să dați ochii cu mine. Fugarii cu fugarii, părăsiții cu părăsiții. Ce? Vai de mine. Uite-te pe geam și vezi cine bate la poartă. Ți-e frică, ai? Tot după mine te ascunzi, dar repede mă și vinzi. Un prusac, maică! Un prusac cu două geamantane. Așa de curând? Vai de mine. Și Silvestru nu e acasă. Dă-și din gură, dă-și din gură. Arată-te, mamă, la fereastră, altfel intră și așa. Of, ajută-mi, maică prea curată, că nu știu ce să mă fac. Nu știu ce să mă fac. Du-te, mamă, du-te, care să intre în curte. Să ascund repede sub pare. Ascunde! Deschide fereastra și întreabă. Ce poftiți, domnule? Bună ziua. Ce poftiți? Aici este locuința lui frau Casiop, Pusa. Păi de mine, să știi că mă apără cineva. Vorbește, mamă, vorbește. Mă rog, frau, aici locuința lui frau Casiop. Vorbește, mamă. Domnule! Eu sunt frau Casiope Buzatu. Foarte bine. Poftim plicul asta, frau. Un plic? Ia. Să-i un plic, maica. Ia, deschide la rechiu. Ia, vezi ce scrie în el. Doamne Casiope Buzatu, pentru doamna Aretia Trandafir, stă la cu mine ce are? E pentru mine. Preonorată doamnă, datoria obligându-mă să rămân pentru 24 de ore în București, m-am gândit în primul rând la... Maica dragă! A dumneavoastră de votat și să vă la ordin locotenent major... Gătă-te și vreau, Șfab! Și să mai spui că n-are el de sus de noi? Ori nu vrei să-l găzduim, ha? Da, noi tot plecăm până sosește el, nu? Și eu să vă trag ponosul, ai? După mintea și inima dumitale, numai bine mă voi vedea cu funia de gât. Frau Casiop, ce v-ați spus? Poco m-ai speriat! Spune-ți, ce să-i zic? Spune-ți, să poftească, să poftească! Bine, bine! Să poftească, să poftească! Bine, atunci, geamantan să punem la casă. Așa, să punem la casă. Geamantan, Herr Oberleutnant. Mai că dragă, a intrat în curte. Nu nimic, e ordonanța lui Schwab, nu îndrăznește să ne facă. Poftim, poftiți! Puneți-le aici, domnule! Pune-le aici! Aici! Aha! Făt aici și alte pacași. Nu! Sau... frut fucit. Nu, mă, ce să... Nu se mai poate. Bocceaua asta e altceva. E altceva, da, e altceva. Herr Oberleutnant este bun, foarte bun. Foarte bun. Îl cunoaștem noi pe domnul Gottfried Schwalbe. Ia, Gottfried, fost Bucarest. Fost. Iar eu fost Oberkellner, Hermann. Îmi pare bine de cunoștință, domnule Hermann. Bună ziua, domnule Hermann. Aoleu, maică. Ce spaimă trase? Bine că ai ieșit odată. Ia că te văzură și un prosac de probă. Dar nu sunt deloc fioroși, zău așa. Să tu vorbești cu dânsii. Îți are ordin să fie politicos. Uși, maică, ăștia-s tot dăia dinaintea războiului. Eu n-am lipsesc de dânsii. Numai de-ar veni Silvestru mai repede. Îți faci de-a surda planuri, maică.
de ieși din București numai echip. Ți-a spus-o și Herman, ți-o spun și eu, că am auzit prin târg. La Silvestru se poate orice. Așa să fie, maică, dar eu una, mă gândesc că, auzi, că bine s-a întâmplat, că n-a dat Silvestru de ordonanță. Cum e dânsul necugetat, făcea una boacă. Tași că vine, dar nu e singur. E și ligă chitaristul cu el. Hai, intră la unul. Aretio, adă-ne o oală cu vin. Aduc, indată. De când plecați? Mâine dimineață. Păi de ce nu acum? E, cum, a fugit ciupitul, a fugit. Să știi, Lică, de la mine că eu nu mor până nu-i dau ochii cu mișelul. Păi și pe mâine ce speranță ai, Silvestre? Lasă că mă scol eu de dimineață și aduc căruța lui închiul tănăsică. V-aș duce acum, dar a început să se însereze și mi-e frică de patrule. Mi-e frică de... Am adus o oală și un pahar pentru Lică. Adică să bem pentru un păcăciune. Să bem, dar pentru bună sosire, Silvestre. Că de păcăciune n-avem Lică, de ce, n-avem de ce. Lică, da. Ai noroc. Noroc, Silvestre. Lică, noaptea asta doarme la noi. Cum așa? Cum? Și pe dânsul au lăsat răticăloșii. Cum la noapte? Noi nu plecăm? Vezi bine că nu. A fost și ciupit. Nu mai plecăm deloc? Spus-o-ți-am că nu. Mâine de dimineață aduc eu căruța lui unchiul tănăsică și... Dacă nu plecăm astăzi, atunci nu mai plecăm deloc. Da, geamantanele astea de când le-ați cumpărat? Nu, ci răspund odată. Mama știe de ele. Ne-au picat și nouă lipsa ta, musafir. De care mamă, Casiope? De care să fie maică? Dă-i nepoftiți. Aha, prusaci. Prusaci. Doamne... Doamne, cum lipsesc, cum se întâmplă dandanaua? Și de ce tocmai la mine, doamne? Noroc că prin vecin nu m-au văzut niciunul. Citește scrisoarea asta. Ce să fac? Citește-o. Stai. Așa, mă. Cine ne servește? Șvalbe! Șvalbe, așa-mi trebuie. Dacă nu l-am strâns de gât când trebuie, am pune dânsul piciorul în piept. Ia spune, Aretio, chiar dânsul a fost pe aici? Nu mai ordonanță. Cred că nu m-ați părât ca să vici. Drept și nenea e Silvestre. Da, aveți de cearcă și mă vinde. Și o dai asta, o dați lui? Dacă are maică, a din fund e mai la dos. Rămâne pentru noi. În bucătărie punem pe domnul Herman. Herman de ăsta cine mai e? Ordinanțul lui. Bine, bine, apoi haidem dincolo la noi, măi, Lică, că aici suntem în casă străină. Da, ia și damigeană, dacă ești bun, cam gust de băutură. Și apoi, noi n-am făcut rău de mult chef împreună, că sunt vesel, Lică. Sunt vesel, mă, frate, Lică, că-mi vine să-mi smulg părul din cap și să umplu o baniță rasă cu lacrimi. Lasă, maică, nu-ți mai strica inima. Mâine șvalbe pleacă. Parcă așa scrie, așa Aretio. Așa scrie, da, mamă, 24. Apoi voi rămâne să slugăriți dușmanul, că așa ați vrut, vrut. Pregătiți-i de mâncare și așterneți-i patul, barem să nu zică șpionul că românul nu-i primitor. Hai, măi, Lică. Da, Lică, frate, vino. Hai, alături, că aici mă sunt grubă obligat. Da. Ce scuit sânge. Stai să iau chitară, să mă zic, dacă sunt unii damigeni, să iau și așa. Păi, și acum ce stai și te uiți în tavan? Ajută-mă să desfac bocceaua asta. În loc să repară bine că vine șvalbe. Spune-le, mama, să nu mai cânte. Or să vină și lor simți. Ai dreptate, vezi de făpatul. Of, cui am ajuns să-i aștern, așterne la moartea. Herman, șamparie. Imediat, Herr Oberleutnant. Mie nu. Toarne. Refuz pe toată linia, da? Băutura îmi face rău. Oricum, cu prilejul acesta puteai să faci un mic sacrificiu. Păi de când tot onghion te se mai lase fara fa stâncurile. Uite-te la mine, maică. Să trăiești, domnule Jvalve. Nu. N-am fost eu degeaba cârciumăreasă. Parcă dumneata nu mă cunoști. Da, pentru dumneata, madame Casiope, am avut totdeauna o mare admirație. Dar eu, când mă gândesc cum trebuia să fie și cum a ieșit. Întreabă, domnule Jvalve, întreabă, ce spuneam eu cu două ceasuri? Aretio, maică, ce bine ar fi dacă ne-am pomenit cu prietenul nostru cel bun. Am fi și noi astea părăsitele, scăpate și liniștite. Zilele astea mare pacoste a fost pentru noi și mult ne-a mai fost frică. Nu atât de mie cât Aretie. Da, frica de necunoscut. Așa-i, maică, așa. Iartă-mă că ți-am zis, maică. No, ca în vremurile de altă dată, madame Casiope. Da, domnule Godfrey, da. M-a luat gura pe dinainte. Mi-a făcut plăcere mare, atunci, mare. Atunci n-o să te super dacă din când nu te-aș ruga chiar, nici să nu-mi zici altfel. Știam eu că n-ai să te schimb. Ce spuneam eu ție, Aretie? Ce spuneam eu ție? Șampanie, tornă, doamne. Mamă, nu ți se pare că vei prea mult? Da, ce, să stau îmbufnată ca tine? Oh, nu, pardon, madame Casiope, nu, doamna Trandafir, nu stă îmbufnată, e speriată. Mulțumesc, domnule Jvalve.
Mâine pe mâine însă își va reveni, că își va trăi fără nicio grijă. Chiar de mâine, pentru liniștea să petrecem Italia, atât de greu încercat, voi lua măsuri ca, în afară de ordonanța mea personală, casa dumneavoastră să fie păzită de un post de 3 soldați și un caporal. Vei fi, doamna mea, în cea mai deplină siguranță. A, nu, domnule Joalbe, mi-a fost frică numai de necunoscut, dar acum când văd că n-aveți de gând să ne faceți nimic, nu mai am niciun motiv de a-mi fi teamă, nu? De altfel, dumneata, domnule Joalbe, mâine pleci și, drept să-ți spun, am de lăsa aici 4 străini. Așa, așa, domnule Joalbe. De unde știți că plec? Ne-ai scris. A, da, da, v-am scris, da. Era vorba, dar s-a hotărât altfel. Mi s-a dat în ultimul timp de către înaltul comandament o însărcinare specială în București și, cu voia dumitare, voi fi nevoit să deranjez pentru mai multe vreme. N-ai idee, măi, că ce bine îmi pare. Dar nici n-am visat altceva mai bun. Atunci nu înțeleg de ce ne trebuie gardă, nu? Faptul că dumneata stai la noi e o cheză și e mult mai prețioasă decât cei 4 necunoscuți. Chiar așa? Da, nu, ai dreptate, dar... Garda mâine dimineață la orele 7 va veni. Este o paza mea personală, a misiunii mele. Să ciocnim, mă. Noroc, ce faci, mama? Nu-i prea mult, domnule Joalbe. Am cam făcut o lată. Vă previn că nu veți duce lipsă de nimic. E destul numai să doriți și, bineînțeles, să-mi spuneți. Doamna trandafir, servește, te rog. Sunt bombane veritabile, românești. Domnule Joalbe, de rândul acesta nu te voi refuza, fiindcă îmi plac bombanele. Dar crede-mă, nu mi-e bine și apoi gândurile mele nu sunt legate numai de ființa mea. Sufăr, sunt înspăimântată, sunt... Da, pricep, ei da, a la guerre cum a la guerre. Iată că vorbesc și franțuzește, da. Nu, ai dreptate. Și mie îmi pare rău că nu este aici domnul Silvestru Trandafir. Cine știe pe unde s-o fi prăpădit, săracu? Nu știți nimic despre dumnealui? No, de când cu războiul n-am primit niciun cuvințel. O, săracu. Da. Da, e, la urma urmei nu trebuie să-l credeți numai decât mort, poate să fie și prizonier. Îl voi nota, ce regiment? 46, domnule Joalbe. 46, din acest regiment a luptat în jurul Bucureștilor. Da? Aveți toate șansele să-l vedeți cât de curând. Fi veselă, doamna trandafir, curând norocul îți va surâde. Când îl vei vedea pe soțul dumitare. Da, voi fi... Da, madame Cazilte, un păhărus de lichior, te rog. Dumneata... Domnule Joalbe. Te rog, da. Dumitare nu-ți mai ofer, fiindcă îți citesc pe buze refuzul. În schimb, voi mai lua bomboană. A, da, da, mulțumesc. De altfel, eu mă mulțumesc cu puțin. Am avut o singură dorință, pe cât de vie, pe atât de nevinovată. Când voi sosi în București, să nu vă găsesc plecat. Dorința mi s-a realizat și sunt fericit, doamnă, sunt fericit. În clipele acestea, când atât de puțină lume este fericită, eu mă bucur de privilegiul celor puțini. Mama, da. Dacă sunteți... Mama. Te rog, nu. Nu las-o să doarmă, să viseze. Să se culce cum se cade. Nu, prezența doamnei îmi dă privilegiul să mai pot sta împreună cu dumneata de vorbă. Cu mine? Da. Am uitat să vorbesc. Voi vorbi eu. Da. Herman, lasă lichiorul și du-te, te culcă în bucătărie. În mine când va veni garda la ora 7 să mă scol. Ia vol să trăiți, Herman. Uite, bine, te rog. Domnișoară. Domnișoară, radio. Mie îmi spui, domnișoară? Da, dar pentru mine ai rămas aceeași. Și dumneata ai rămas același pentru mine. Știu, același indiferent. Același prieten? Nu, prieten nu mai socoti niciodată. Dar cum? Un adorator mai mult printre cei mulți, dar un adorator inofensiv. Nu pot să spui că te-am plictisit vreodată. Este adevărat că înainte de război, când eram la București reprezentantul unei mari fabrici de mașini agricole din Berlin, nici nu aveam, ce-i drept, prea mult timp liber. Și totuși, cât te-am... Nu te speriam. Știu bine că astăzi nu este momentul aducerilor aminte. Războiul acesta. Crede-mă, domnișoara Retia, mă simt jenat în fața dumitare că sunt prusac. Simt prăpastia. Eu nu simt... prăpastia, ci crozăvilă războiului. Domnișoară, te rog să nu mai spui astfel. Ți-a fost frică de aeroplanele noastre? Nu, pentru că n-am ieșit din casă niciodată. Mama însă le blestema toată ziua. Atunci m-a blestemat și pe mine. Și dumneata ai aruncat cu bombe asupra noastră. Nu, eram ca bucureștean cel mai indicat pentru aceasta. Dar crede-mă, n-am făcut nici pe sfert din ce mi s-a ordonat. N-am uitat că m-am născut în acest București vesel. Totuși a murit multă lume. Bombele cu scopul acesta sunt făcute. Doamna Trandafir, da. Îți aduce aminte de ziua de 27 noiembrie? Nu. În acea zi plină de soare,
Aeroplanele noastre au planat 5 ceasuri deasupra Bucureștilor. Dacă e așa, mi-aduc aminte. Misiunea mea a fost în sectorul cartierului Dumitale. Trebuia să arunc numai puțin de 10 bombe. Aveam de distrus în altul comandament. Știți câte bombe am aruncat? Niciuna. E adevărat. Pe la noi n-a căzut nicio bombă. Faptul neștiut însă este că în loc de o bombă a căzut neobservat un buchet. Și acel buchet era pentru dumneata. Nu zici nimic, doamna Redia. Gestul dumitale merită recunoștința tuturor din cartierul nostru. Afară de a dumitale. Am spus a tuturor, deci și a mea. Deopotrivă, așadar, cu a celora care nu m-au cunoscut vreodată. Recunoștința nu poate fi nici prea mare, nici prea mică. E aceeași. Recunoștință și nimic altceva decât recunoștință. Recunoștință intră tot. Numai că noi aceștia care am rămas aici, în afară de clipele noastre de groază, de nesiguranța zilei de mâine, de suspinurile și lacrimile pe care le vărsăm pentru noi și pentru alor noștri, nu știm ce-am mai putea da binevoitorilor noștri. Dumneata, nu vrei cu niciun preț să te deprinzi cu ideea că de astăzi înainte vei putea, fără frică, să trăiești cum îți va face plăcere? Dacă te-ai fi plimbat astăzi pe calea Victoriei și văzut că lumea se plimbă cu aceeași veselie bucureșteană. Sărmanii bucureșteni cu zâmbetele de fart. Eu una nu v-aș dori să râdeți cum râdem noi. Aceste cuvinte spuse altora decât mie ar apăsa greu asupra orașului. Noi, domnule Jvalbe, ne urăm mai puțin, așa că putem să vorbim deschis. Ne urăm? Voiam să spun cu totul altceva. Nu, de ce o întorci? Nu? Dacă mi-ai fi răspuns altfel, n-ai fi fost sinceră. Nenorocirile nu te-au schimbat, dar ți-au adăugat un farmec nou, farmecul tragic. Se poate. Hainele mele cernite îți dau dreptate. M-am pregătit pentru moarte. Aș putea spune și clipa de când am început să mă pregătesc. Trebuie să fie. Am vorbit și am trezit-o. Hai, mamă, să ne culcăm. Hai, mamă. Domnul Jvalbe de mult mi-a dat a înțelege că e obosit. Hai de mine. Și de ce nu mai trezit? Nu, doamna Trandafir, exagerează. Dar în sfârșit, doamnelor, culcați-vă liniștite. Mai cu seamă dumitare, doamna Retio, îți urez liniște. Multă liniște. La mii port consei. Hotărâi lucru, îmi plac francezii. Mâine mă vei urâi mai puțin. Voi, dar cum se poate una ca asta, Retie? Ce ai spus domnului Jvalbe? Fi liniștită, madame Casio. Pe cât timp ai dormit dumneata, noi am vorbit ca doi vechi prieteni. Așa. Dumitare, madame Casio, pețurez un somn atât de zdravăn ca și cel de-a tine. Mulțumesc, asemenea. Noapte bună. Da, nu, ai uitat bomboanele, doamna Retie, și îți prevăd o insomnie. Sunt bune de luat din când în când, îndulcesc gândurile amare. Ce om ești dumneata, domnule Jvalbe, ce om. Somn dulce, maică. Hai, Retie. Înainte de culcare, să-mi notez în jurnal cele petrecute azi. București, 25.02.1916. Ce curioasă este firea omului. Astăzi, în urma rapoartelor mele, au fost arestate 14 persoane care probabil vor fi deportate. Tot astăzi, timid ca o căprioară, am stat aproape 2 ceasuri lângă o femeie pe care o doresc de 6 ani. Stă în puterile mele absolute și totuși n-am îndrăznit să-i spun cuvântul te iubesc. Jvalbe, Jvalbe, ori într-adevăr ești un timid și atunci ești un dobitoc, ori ești un șiret fără pereche și atunci ești un pervers rafinat. Fraza aceasta nu e rea, e chiar literară. Ori ești un timid și atunci ești un dobitoc, ori ești un pervers rafinat. Parcă am auzit un zgomot. Cred că nu m-am înșelat. Parcă odată cu pașii am văzut și o umbră care se îndepărta de fereastră. Nu văd că așa nu mai merge. Trebuie să schimb foaia. Nu era planul. Madame Casiope! Ce poftești, domnule Jvalbe? Madame Casiope, vino de rog până la mine. Ce poftești, domnule Jvalbe? Așa. Dacă nu te deranjează, Madame Casiope, cheamă-mi, te rog, ordonanța. Bine, maică, bine. Am spus dacă nu te deranjează. Racu că m-am deranjat, mi-e tot una, dar pentru dumneata, domnule Jvalbe, nimic nu mi-e greu. Domnule Herman,
Domnule Herman! Ia, ia, uite și... L-am strigat și mi-a răspuns că vine. Hai, noapte bună, mai. Nu, nu, te rog, mai stai puțin până vine ordonanța. Ce-o fi ură să dorm singur noaptea, a? Da, așa mi se pare și mie. Păi de ce nu mi-ai spus că schimbam ordonanța mai demult? Domnule Herman! Ordonați, Herr Oberleutnant? Ascultă, Herman, ia-ți mantaua, încinge-te cu revolverul. Vei sta la portiță de pază până când îți voi spune eu. N-are voie nimeni să iasă din casă și nici să intre. M-ai înțeles? Înțeles. Te rog. Păi, domnule Schwalbe, de ce ai făcut asta, maică? Pentru că așa trebuie. Ne-ai arestat, răcareva să zică. Până la noi ordine, da. Și asta pentru ce? Pentru că te-am primit, răca, pe unul dintre ai noștri? Pentru că nu v-ați purtat cinstit cu mine! Noi, domnule Schwalbe! M-am casă eu pe de face pe vulpe și rate cu mine! Ce vulpe, maică? De ce mi-ați ascuns adevărul? E să dacă pricep ceva! La dumneavoastră se află un dezertor român! Ce dezert? Dumitale, îți place să stai la taifas? Domnule... Dar mie nu-mi place vorba lungă! Fai de mine! Am spus că la dumneavoastră se află tăinuit un dezertor! Deocamdată nu vreau să fac nicio cercetare. Am luat numai măsurile de pază. Maică. Prin faptul că ați tăinuit în altui comandament un soldat al armatelor dușmane, puteți fi dat judecății. Doamne. Și nu vă doresc să faceți cunoștință cu judecătorii noștri. Dar, domnule Schwalbe... Pe de altă parte, eu aș putea considera această tăinuire ca un complot împotriva vieții mele. Noi, domnule, care ne-am bucurat... Nu, dumneata, ai vorbit cu armata, se vorbește puțin. Abia dacă se răspunde. În consecință, n-aveți de ales decât din două. Sau o să vă prezentați în fața judecății pentru spionaj și atentat neizbutit. Cum? Dezertorul fiind, bineînțeles, trimis la locul cuvenit. Sau... 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 Pricepe ce vreau. Un schimb. Cum? Un schimb, da, 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 da. Nu înțeleg de ce m-aș da alături. Doresc pe doamna Aretia Trandafir. Domnule, am dorit-o de 6 ani. Vai de mine. Acum trebuie să fie a mea. Vai de mine, maică. Nu te tem de pedeapsa. Madame Pricepe, nu, am vorbit prea mult. Aici nu stau la discuție. Pun condiții și ordon. Domnule Schwalbe. Nu uita, nu uita că noi am venit aici în staff expedițion. Domnule... Dacă nu știi ce înseamnă asta, să spun eu, am venit să vă pedepsim! Păi dacă suntem vinovate cu ceva, să ne pedepsiți, dar să nu ne batjocoriți. În război nu există batjocor, există numai inamic! Madame Casiope, nu mă așteptam din partea dubitale să-mi răspundați. Nici eu nu mă așteptam să te schimbi așa de repede, domnule Schwalbe. Madame Casiope, ai băut prea multă șampanie. Domnule Schwalbe... Retrage-te și ține dacă dorești un mic consiliu de familie. Am destulă răbdare să aștept hotărârea dumneavoastră. Vai de mine. Da, gândește-te, domnule Schwalbe. Ei, cum poți să-i spun o fete una ca asta? Asta nu mă privește pe mine. Domnule Schwalbe, de ce faci una ca asta? Oi fi băut și eu multă șampanie, nu zic nu. Dar nici dumneata nu te-ai dat în lături. Ți s-o fi năzărit cine știe cum. Dar noi nu suntem vinovate. Madame Casiope, nu vrei cu niciun preț să mă înțelegi că eu am isprăvit parlamentarele cu dumneata! Domnule Schwalbe... Țineți consiliul și hotărâți-vă! Eu aștept 5 minute. Dacă până atunci nu luați nicio hotărâre, voi fi silit să hotărăsc eu în persoană. Grăbește-te, minutele trec repede. Ești așa cu Ana Sâna, domnule Schwalbe? Da, da, așa suntem noi, deciși. Da, acu o văd și eu. Dar nu-i nimic. O să vezi că te-ai înșelat. Te-ai înșelat, domnule Schwalbe. Consiliul de familie se ține. Am scris în jurnal pervers rafinat? Foarte bine. Pervers rafinat. Sectul consiliului de famine vine. Nu-i rău să fac să mai aștept. Da, poftim, poftim, te rog. Am poftit să trăiți. Cine ți-a dat voie să intri? Ieși afară! Eu sunt Lică, chitaristul, mă cunoaște. Ești dezertor, vezi, i-a arestat. Eu sunt reformat, încă sunt beteag. Dar bun pentru tranșe. Să știți că voi face tot ce veți ordona. Foarte bine, acum ești afară. Am venit să vă dovedesc că pe mine m-a zăzut și nu pe cine credeți dumneavoastră. Nu, 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 eu n-am nevoie de nicio dovadă. Da, din pricina mea v-ați supărat și ar fi păcat să supere altcineva pentru mine. Dați ordin să mă împuște pe mine. Eu tot nu am niciun rost pe lumea asta. Vă rog eu pe mine să mă împuște. Vă rog. Ce este? Ce? Și tu ești o victimă a amorului. Suntem frați de suferință. Iubim fără să fim iubiți aceeași femeie. Ai zis că e adevărat. Bietelică. Ia uite. Bea și tu. Nu, asta consolează. Vă mulțumesc, dar nu... Bea, 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 bea. Vă mulțumesc.
Acum, dacă mi-ați dat voie, v-aș cânta ca în vremurile cele bune. Da, da, ideea mea era, da. Chitara mea, să știți că potolește. Da, chitara ta prinde inimile. Vom petrece minunat. Dragoste cu muzică. Hai, du-te, du-te, du-te și mioade. Ciado, la cine știe, într-un târziu, într-un târziu, poate suntem doar frați de suferință, nu? Drept răsplată, asta o să... Nu se poate să... Adu-mi-o! Mai du-te și spune-le să se grăbească! Consiliul de familie să se pronunțe mai repede! Bine, mă duc imediat, mă duc imediat. M-am înșelat. Cu atât mai bine. Te rog, scuză-mă. Nu credeam că fie atât de curând. Mă culcasem și eram aproape să adorm când mama m-a sculat spunându-mi că dorești să vorbești cu mine. Lică, de ce n-a venit? Mi s-a spus că vrei să vorbești numai cu mine. Aș dori să vină și Lică. Dacă dorești, am să-l chem, dar ești bun să-mi spui pentru ce m-ai chemat la o oră când toată lumea doarme? Nu ți-a spus mama dumitale? Mi-a spus doar că mă chem. În cazul acesta, madame Casiopi nu s-a conformat dorinței mele. Dacă ești bun, întreabă. Domnule Jvalde, după câte văd... Dumneata, în fond, nu ești omul ce ai vrut să pari. A, știi? Atunci de ce ai căutat să mă încerci? Ca să văd dacă mai pot nădăjdui într-o împăcare sinceră. Nu, e prea târziu. De ce? Pentru că am început. De altfel, doamna Retio, fie că dezertor ar exista, fie că nu, scopul meu este același. Neprevăzutul a adus după sine numai graba deznodământului. Doamna, știi bine cât de mult am iubit. Nu știu însă dacă ai bănuit măcar cât am suferit, fiindcă te-ai căsătorit cu un altul. Soarta în sfârșit mi-a dat și mie prilejul unei satisfacții. Soarta îți oferă, domnule Jvalbe, o satisfacție mult mai mare decât aceea ce o dorești prin imboldul unor păhăruțe cu lichior. Alta mai mare? Dacă râzi, nu pot să-ți răspund. Răspunde, doamnă. Eu doar mă mulțumesc să te privesc. Căci cu cât mă uit la dumneata, cu atât îmi pierde sfiiciunea ce m-a cuprins când ai deschis ușa. Mărturisesc, amantul platonic de dinoară încă mă mai stăpânește puțin. Dar de ce stai atât de departe de mine? Încurajează-mă și dumneata puțin. Și dă-mi cel puțin impresia că nu ești silită să faci ceea ce eu doresc. A salva aparențele rămâne întotdeauna o calitate necesară, mai cu seamă unei femei. De altfel, dragă Redio, cu scopul acesta ai deschis ușa odăii mele. Te-nșeli. Am venit să te înduplec. Tocmai. Și să te readuc pe calea onoarei. Nu, nu. De onoarea mea are cine se îngriji. De inima mea, însă, dumitale, ți-a căzut sarcina să te îngrijești. Dacă am ajuns să vorbim de inimă, îți voi împărtăși o taina mea. A, da, te ascult cu dragă. Te rog, nu mai dea. Bine, fie. Dragostea dumitale era pentru mine o mândrie. Ai început să vorbești frumos. Pentru o femeie simplă. Pentru femeia unui bărbat simplu. Pentru o femeie ca mine, dragostea dumitale atât de frumoasă și de resemnată. Vorbești de cele ce au fost? Vorbesc de cele ce au fost acum un sfert de oră. Ce putea fi mai măgulitor pentru mine decât această dragoste discretă? Era destul în unele momente de restriște să te privesc cum treceai prin fața casei mele, pentru ca să-mi recapăt încrederea ce o aveam în mine, în puterea mea de femeie. Dacă în acele cazuri ea își câștigă cu desăvârșire bărbatul, câteodată și îl înstrăinează cu desăvârșire. Acestea sunt clipele cele mai grele pentru ea. Atunci ea începe să se înduioșeze de tinerețea sa, de însușirile sale. Pentru a schimba această părere nenorocită, ea are nevoie de o altă oglindă decât cea obișnuită. Minunat, Aridio. Eu ți-am fost acea oglindă reconfortantă. Amantul nenorocit, ce nu înceta să te iubească cu adorațiune, în timp ce bărbatul dumitale te brutaliza ca pe servitoare. N-am vrut să spun asta. Nu, dar nu era nevoie, fiindcă știu ce se petrecea în casa dumitale. Vreau să spun că bărbatul meu câteodată abia mă putea suferi lângă dânsul. De aceea îmi trebuiai dumneata. Ah, dar de departe. Chiar astăzi, în nenorocirea asta mea, părăsită de toți, fără niciun sprijin, când nu mă așteptam decât să închei socotelile suferințelor și bucurilor mele sufletești, sta fie cu un picior în groapă și cu celălalt noroi, ai sosit dumneata, iarăși dumneata, același, victorios, dar același, stăpân atotputernic, dar același sfios și bun ca altădată, gata de sacrificiu. De orice sacrificiu. Puțin a fost pentru mine, reînviere,
Stafia a redevenit femeie, gata a îmblânzi pe dușmanul cel mai puternic al țării mele și al readuce pe calea omeniei și a cavalerismului. Ce poate fi mai măgulitor pentru o femeie simplă ca mine? Femeia unui bărbat simplu, o femeie visată de oameni superiori, dar zvârlită prin batjocura soartei în brațele unui om de nimic. Și acum? Acum ce decădere! Dintr-o femeie ce a inspirat dragostea cea mai curată, sentimentele cele mai alese, iată-mă transformată într-o femeie ce stârnește patim trecătoare, alcoolice. Oh, te înșel, Redio. O femeie trebuie să stârnească aceste patime. Aceasta este menirea ei. De altfel nu te simțeai nenorocită când nu te mai dorea bărbatul. Lasă-mi brațul, mă doare. Lasă-mă, dă-mi mijlocul. Lasă-mă, n-am isprăvit încă. Atunci păstrez mâna. Dacă mă iubești cu adevărat, da. Și îmi vine să cred acest lucru, de ce dorești mai mult decât trebuie? Mă pierzi și te pierzi și, crede-mă, astăzi am nevoie mai mult ca oricând de dumneata. Tot ce vei dori vei avea. Puterile mele n-au margini. Comandatura ordonă conform rapoartelor mele. Mă mulțumesc cu ce am și cu vechea dumneitale prietenie. Dragostea mea. Cu atât mai mult, de ce să o pierd? Nu te înțeleg. Dumneata ești prea fascinat de închipuitele mele farmece. S-ar putea să te decepționez, da? Dorința e imaginativă. Vede sau crede mai mult. De ce să mă lipsești, să mă despoi de farmecul închipuirii dumitale, grație căruia izbutesc să te înduplec? Ce s-ar întâmpla dacă ți-aș ceda? Vei spune mâine dimineața lui Herman să-ți ia geamantanele și te vei muta lăsându-mă pe mine aici, necinstită și fără niciun sprijin, căci nu te vei mai ocupa de mine. Domnule Gottfried, au rămas atâtea femei frumoase în București, au mai rămas femei anume făcute pentru dragoste. Acestea, mai cu seamă, sunt fascinante. Ele doar ne smulg bărbații din brațele noastre. Îți jur pe onoarea mea că te voi lua de soție. Dar smărit, tată și soțul meu, sunt sigură că trăiești. Voi găsi un judecător care să vă despartă. Nu pot, sunt femeie hrăzită unui singur bărbat și nimănui altuia. Eu zic că va fi după voia mea. Voia dumitale nu e atât de mare. Este covârșitoare. Lasă-mă, bagă de seamă, eu lupt să-mi dătur o mare nenorocire. Fie fericirea, Aretio, vei vedea. La cine mă împiedică, cine? Eu și spre binele dumitale. Binele meu este Așa cred, te rog, nu te apropia de mine. Îngăduie-mi o clipă să-mi vin în fire. Uite de gemă, nu aștepta să spun mai mult decât îți pot spune. M-am obosit, mi-am istovit creierul și nu mai știu ce mai pot să-ți spun ca să înlătur așa ceva ce aproape nu se mai poate înlătura. Închipuirea, Aretio! Simt amenințarea asupra capului nostru. Nimic nu mă poate opri. Silvestre! Ce? Când corabia se neacă, șoarecii ies pe bord? Trece dincolo, cucoană. Ți-ai făcut datoria, rămâne acum să-mi o fac și eu. Bagă de seamă, Silvestre, nu fi necugetat. Ușa. Și acum să ne înconversăm și noi puțin tel. Cu dezertorii nu discute, iar arestezi? Mă, șvalbe, mă. Cu mine ți-ai găsit tu să te fandosești. Ingenară! Din casa mea? Nu, lasă fără, lasă pistolul pe masă fără scule, știi? Herman! Ce faci? Ce faci? De ce cui ușa? Țipaje, stai cu minte la locul tău. De ce ai închis-o? Stai cu minte la locul tău, vezi cuțitul ăsta. Până o sparge Herman ușa, mor cu tine de gât, mă. Și așa, mă, șvalbe. Am auzit că ați băut și șampanie, vă trebuie să fi costat bani mulți, mă, România, mă, săraca România. Și București, mă, vai de ei. Mare petrecanie trebuie să mai fie prin oraș. Iar ați dat de bine, a? Acu a sărit pe noi după ce o viață întreagă v-am hrănit. Nu v-a ajuns că v-am dat, dar voi mai vreți și muierile noastre. Și muierea mea, mă șvalbe, eu te-am avut în mână, mă uite așa, cu orden, mă, cu orden de sus. Se aflase că ai să pleci din țară și care va dintre îi mari. Mi-a spus scate-i nodă în papură, Silvestre, și nu-l lăsa că ești pion. Trei zile mi-am cercetat sufletul și sufletul nu m-a lăsat să fac moarte de om și te-am cruțat, mă, șvalbe, mă.
Păi acum e o feșteliș. Aici nu mai ești pe urmă. Auzi, mă, aici ești măscărici, mă. Ești o baciocură, mă. Apoi tocmai pe mine, mai ales, mă. Sau ai crezut că ai să găsești satul fără crești când colo ai dat de coș gocea mi-ai dat un lău. Sunt negru în cerul gurii, mă, șvalbe, mă. Și am niște colți, mă, șvalbe. Șvalbe, de ce ai făcut una ca asta, ai? De ce ai făcut, mă, una ca asta? Nu vrei să-mi răspunzi, a? Te ții mândru, ori tremură pifchia în tine. Silvestre Trandafir, mâine dimineață te voi fotografia atârnat de un felinar. Poți vrei, șvalbe, mâine dimineață Herman va face șniță în natur din hoitul tău. A, vrei să mă omori? De pandă. Și de cine, de pandă? Întâi de mine și mă apoi de tine. În ce fel? După felul cum ne-am împăca. A, pui condiții? Dacă-mi dă mâna, mă. Ești un prost obraznic. Vorbește mai cu politică, șvalbe, că altfel îți plâng de milă. Nu uita, Silvestre Trandafir, că vorbești cu un ofițer din armata imperială. Asta ți-o spui lui Mutu. Cât timp ai de gând să mă plictisești cu prezența ta? Da, mă, șvalbe, asta depinde de tine. Și eu aș dori să o scurtăm cât mai repede. Nu da altceva, dar mi se întoarce inima pe dos când te văd. Hai, 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 spune odată ce vrei de la mine. Șvalbe, viața ta e a doua oară în mâinile mele. Ți-o cruț și de rândul ăsta. În schimb, ne vei lăsa să ne ducem unde vom crede noi de cuvință. Poftim? Așadar, nu vrei? Credeam că vrei să te rogi ca un soldat ce te respecti să capeți grația de a fi împușcat și nu spânzurat. Ha, da, dar uitasem că ești un dezertor. Șovalbe, și dacă m-aș da ție ca prizonier, lăsându-mi soția și soacra să plece în voia lor? Da, dar soacra poate să plece chiar de acum. Aretia însă e prada mea de război. Valde. Este satisfacția și răzbunarea mea. O voi săruta în fața ochilor tăi. O voi să... Da, sărut-o. 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 Mama. Mama Casiope. Mama Casiope. Vino aici cu Lica și cu Aretia. Casiope. Să se lumineze. Păzește, Herman, straja neadormită. Da, știi ce s-a petrecut în casă? Au trecut atâtea patrule. Toată noaptea am dorit să se facă lumină cât mai curând și acum că s-au ivit zorile tremur. N-ar fi fost mai bine să fugim pentru neric? Eu cred că nenea Silvestru s-a gândit bine. Noaptea putea să ne prindă patrulele, să ne aresteze. Și apoi cum era să ieșim? Că Herman nu s-a dezlipit cu niciun preț de la poartă. Dar acum cum vom ieși? Știu și eu ce să spun. Noi trebuie să fugim din casa Silvestru. Silvestru pe atât mai furtos va trebui să se facă nevăzut. Patrula va găsi casa goală. Și nu va vorbi nimeni. Dacă Silvestru era mai cumpătat și la vorbă și la faptă, poate că nu se întâmpla nimic. N-avea cum face, altfel n-ai văzut că era beat. Era beat, nu te puteai înțelege cu dânsul. Nu știu ce să mai cred. Sunt o biată femeie fricoasă și năucită de cele întâmplate. Mă las în voia soartei. Și al lui Silvestru? Vezi că să nu cumva să scoți o vorbă. Eu ar trebui să fiu nebun. De ce să fii nebun, Liga? Îi spuneam Aretie că să mă culc. Da. Îmi spunea păi, să mă culc. Da. Eu în locul lui pe tine te făceam nebună. Acum e vreme de culcare, Letio. Scoală pe mama Casiope și gătiți-vă ca de piață. Dar-le pe Gior. Și acum, măi, fratelică, ia dă și tu un plan cum ieșim din înfundătura asta. De nene, Silvestru, cum stă Herman neclintit în poartă, eu știu, alt mijloc nu-i decât să-l momim să vie în casă și să-i scoatem borcătăile afară. Ai face tu una ca asta? Aș face-o, nene Silvestru, eu aș face-o. Și pe urmă? Pe urmă, nu știu, ieșim noi frumușel din casă și o pornim în partea cealaltă a Bucureștiului. Știu unde, la nenea Tănăsică. Îți spun eu că are dânsul unde să ne adosească. Mă, Lică, planul tău e bun, dar numai pe jumate. Adică cum, nenea Silvestru? Momim pe Herman de la poartă, bine, dar de omorât, la ce să-l mai omorăm? Mă, Lică. Și moartea se face cu socoteală. Atunci să-l legăm. Îl legăm și-i băgăm și călușul în gură. Voi vedea eu ce-i de făcut cu el. Totul e să vă văd porniți de aici. Și dumneata? Eu?
Mai pe urmă. Pe cine să-l ție de vorbă, bă, Herman, mă? Eu credeam că am să-ți fiu de vreun ajutor aici. Ajutor le vei da cu coanelor. Ți le las în grija ta. Le vei duce la unchiul tănăsică. Îl vei ruga și din partea mea să le dosească cum nu tăia capul, că nu e fi degeaba. Uite, ia portofelul ăsta, ține-l bine. Ce să... Sunt 8.000 de lei. E toată agoniseala din slujba boierii. Vezi, vezi, unchiul tănăsică nu are nevoie de parale dumitale să facă o faptă creștinească. Taci și nu grăi mai mult decât trebuie. Nu se poate, te rog, eu spune, nu se taci, poate. Taci, chiopule, auzi, taci. Poftim? Credeam că ne despărțim, prieteni. Adică ție nu ți-ar plăcea să rămâi Aretia vădvă? Ha? Ia mai zi tu că nu. Silvestru, de ce mă nerez? Iartă-mă, Lic. Iartă-mă. Așa-s eu, cabou. Când dau să mângâi pe cineva, lovesc cu coarnele. A, ajunge. Lacrimile sunt o pierdere zadarnică de timp. Cu toate astea, dacă ai vrea, dumneata, ai scăpat odată cu noi. Am scăpat eu de 10 atacuri. Gloanțele îmi băzeau pe la urechi ca viespile, iar obuzile mă îngropau și mă dezgropau capul mort blestemat. Ce boda proastelică. Nu m-am gândit niciodată că aș putea să mor. Am murit? Nu, n-am murit. Astăzi mi-a altfel inima lică. Dacă ascultam de vorba capitanului și nu dezertam. Dar n-ai dezertat, pentru că ai plecat cu gândul să te întorci. Adică gândul mi-a fost bun, dar de întors nu mai e chip. Ți se pare, nene Silvestre, ți de se pare. De aceea m-am hotărât. Dar eu nu zice vorba asta. De ce să nu o zic, mă? Nu, nu. Eu am omorât, măi frate Lică, un om. Și nu l-am omorât pe front, ci așa, bună mără, cum aș putea să te omor pe tine. Crezi că era mult, meteahna mea. Am fost și sunt jaluz. Asta m-a făcut să dezertez. Și omul ca pasărea mălică, de meteahta lui piere. Dacă ai ști cât te iubește Aretia pe mata. Cu atât mai mult va avea cine să mă bocească. Atunci, te rog, spune-mi, lămuri, ce vrei să faci? După ce voi scăpa de voi, mă predau patrulei ce trebuie să sosească. Ce? Ce, Aretia va primi? Aretia n-are de unde să știe. Și ce, mie mi-a secat limba? Dacă nu ți-a secat, ți-o tai, mălică. Ce, m-ați și îngropat, ră? Așteptați să mor și-ți face pe urmă ce veți voi. Ne-am înțeles, răcareva, să zic, a? Bate laba și să rămâne pietre. Hai, mă, nu plânge, mă, nu plânge, mă. Ceea ce am făcut eu n-a făcut nimeni, mă. Moartea lui Șvalbe înseamnă scăparea multora. Iar moartea mea cam tot atâta, dacă nu mai mult. Hai, mă, nu mai plânge. Nu mai e nevoie să aud de la Aretia ceea ce mi-a dat mie prin cap din vreme. Nu-i nimic, nu-i nimic. Toate pe lume, Lică, sunt făcute ca să fie plătite. Altfel, viața n-ar avea niciun chichirez. Dar gândește-te la Aretia, rămâne singur, rămâne văduvă, nu? Aretia. Sigur că rămâne văduvă. Ce vreme, băiete? Nu pot face și una și alta. Șt, tași că vine. Da, stai. Așa, adică eu îl chem pe Herman, da. Înăuntru, îl țin de... Bine că veni și Aretia, tocmai pusesem la cale cum să ne scăpăm de ordonanță. Da. Madame Casiope, s-a sculat? Suntem gata de târg. Dar mai de ce nu vine aici? El a întrebat, se teme să intre. Da, de ce te tem, mama Casiope, a? Aoleu, să mă pisc cu ceara și eu nu vin nou. N-ai grijă că stă bine în cufăr și dacă te temi, îl încui. Iată, lacă după aceretiu. Să-i ferești cu 7 lacăte și că o piese că-i strigoare. Ascultă-mă bine acum. Dumneavoastră, cât ești trei, treceți în odaia din fund. Așa. Când veți simți că stau la o parolă cu ordonanță, ieșiți binișor din odaie și să trântiți numai ceva mai tărișor portița ca să vă auci eu ca plecatră. Așa, așa. De acolo vă va duce Lică la unchii sutănăsică. La unchii sutănăsică. Eu viu mai pe urmă. Asta nu însemnează să mă așteptați în stradă. Hai, 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 mamă Casiope, sărută-mă și urează-mi noroc. Să-ți ajute, să-ți ajute el de sus, că din mare dandana ne scap. Alival, Lică! Aretia! Auzi, bă, să-mi faci un cântec și să-mi îl cânti la pătrunjel. Nene, te rog! Hai, zut, zut, zut! Treceți dincolo mai repede că o să trece patrula. Haide, tu mai stai puțin de la Aretie. Aretie, Nică. Aretie, tu nu-mi spui nimic? Mi-e frică, Silvestre. Tremur toată. De ce să-ți fie frică? Ești doar cu mine. Cu Herman mă voi înțelege de minune. Atunci de ce să rămâi în urmă și să nu pleci odată cu noi?
Pentru că vreau să vă știu întâi pe voi scapate. Că de mine n-am nicio grijă. Și apoi nu e bine ca lumea să ne vadă împreună. Oricum Aretiu, tată, ascultă ce spun eu, că mă pricep la dalele astea. Știu, dar mi-e sufletul parcă sfârșiat. Aretiu. Ce, Silvestre? Aretiu. Tu n-ai băgat ceva de seamă? Ce să bag? Sunt venit de o zi și jumătate și noi încă nu ne-am sărutat. Vino la mine, Aretiu, cu alea pe inimă, că din pricina ticălosului am uitat ele de noi. Sufletelul meu. O, tare te-am mai iubit și numai fiere ne-a fost stat să bem. Silvestre! Catran, inimă, catran. Cu atât mai mult ne iubim. Dar ce ai? De ce plângi? De ce plângi, Silvestre, auzi? Tu mi-ai ascuns ceva. Nu. Și acum, Aretie, du-te și tu cu ei. Faceți cum v-am spus. Am să te aștept, Silvestre. Du-te, Aretie, du-te că nu mai e vreme de pierdut. Am să te aștept. Du-te. Bine că nu m-am dat de gol. Totul e să-mi scap familie. Acu-i, acu. Dumneata, ai bătut în ceam? Ce dorești? Domnul Cotenent, a dat ordine să nu-l deranjezi. Dar cine ești? Te setor? Na, omul de casă, trandafir. Unde este, Herr Oberleutnant? Dincolo, cu nevastă mea, Madame Aretia. Und Frau Casiop? La bucătărie. Face cafea cu lapte. Cafea cu lapte, capuținer. Și dumneata pazești ghiște. Nu râde, domnul Herman, nu râde. Pune coarne la dumneata, asta picant. Du bist ein Pol. Ein großer Pol. În sfârșit au plecat. Ce ai spus? Auzi, mă, Hermane, tu ești bou, mă. Tu porți coarne, mă, dar nu coarne de bou, ci coarne de cerb. Vas? Ai tu fason să râzi de mine, mă? S-a născut ăla care să pună coarne lui Silvestru Trandafir și cine, mă? Șvalbe, mă. Ia vină cu coace, mă. Ia uite-te, mă, în cufărul ăsta, a? Ia uite-te aici, a? Ai, mein Gott! Să nu miști că te strivesc cu pumnul ăsta. Nein, să nu tai. Uite, na, ia baioneta mea. Ce este asta? Dă-mă la general ștabul vostru, mă, sunt prizonierul tău. Poate ca pe șotinichea. Că nu-i puțin lucru, mă, Hermane, să vă prins pe mine. Ai auzit, mă, de Silvestru Trandafir? Dumneata este domnul Silvestru? Da, mă. La dumneata pun golozal. Nein, ich nu iau prizonier. Dumneata nu făcut la mine rău. Ich nu pot face la dumneata rău. Dumneata este bun, foarte bun. Domnul Silvestre, fugi, dar repede. Herr Trandafir, pe ușa nu se pot. Vezi patrula, pe geam, poftiți. Aber schnell. Eu nu ies pe fereastră. Du-te și le spune să mă ducă la general ștabul lor. Domnul Silvestre, împușcă la dumneata patrul. Du-te când îți spun. Bine, dacă așa vrei. Asta a fost. Ce-o fi făcând, Herman? Opri patrula, le spune. Asta care s-a repezit să vină încoace trebuie să fie al mai mare. Fără judecată, grijania mamei voastre de șoacă. Ați ascultat Dezertorul de Mihail Sorbul. Adaptare radiofonică de Leonard Efremov. Distribuția a fost următoarea: Silvestru Trandafir, Mircea Albulescu. Aretia,
Dana Dogaru, Jvalbe, Victor Rebenciuc, Casiope, Dorina Lazar, Lică, Virgil Ogășanu, Herman, Alfred Demetriu. În alte roluri, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Ionuț Dogaru. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Coca Gheorghe. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.